vă îndemn să trageți adânc aer în piept și să-i mulțumiți din toată inima lui Dumnezeu pentru harul său măreț. Ați fost răscumpărați, izbăviți, scăpați de păcat și de moarte și acum stați în picioare în și prin harul lui. Mai departe, Dumnezeu vrea să creșteți și să vă întăriți în har, astfel încât El să ia în stăpânire, să invadeze întreaga voastră viață. Dumnezeu este marele decorator, specialist atât în design exterior, cât și interior. Pe afară, El a plătit pedeapsa păcatelor omenirii și a înlăturat vinovăția. Asta este lucrarea publică. El este însă și un modelator de interioare, făcându-ne să semănăm tot mai mult cu El prin lucrarea măiastră a Duhului Sfânt, care este o lucrare privată, particulară, interioară. Odată ce ne-a eliberat de păcat, El nu ne lasă în acel stadiu, ci continuă un proces de o viață. La un moment dat în sesiunile trecute, am spus cum poate obține mântuirea orice păcătos. Acum mergem mai departe și încercăm să înțelegem cum face Dumnezeu din niște păcătoși ca noi, copiii Săi, și cum ne asistă în creștere ca să ajungem să semănăm cu El. În natura noastră veche eram robi păcatului, dar acum, credincioși fiind, în noua noastră natură, dorim să ascultăm de Dumnezeu. Închipuiți-vă ce șocant este să-L auzi pe Apostolul Pavel, întrebând retoric desigur, cum începe Romani capitolul 6, ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Poftim? Nu ți-e bine? Ne amintim foarte bine cum se trăiește o viață controlată de păcat și de pofte, cum am putea să ne întoarcem de unde am plecat. Și totuși, puterea păcatului este considerabilă încă în viața noastră. Avem de aceea nevoie de puterea lui Dumnezeu ca să dovedim că suntem morți față de păcat. A trăi prin credință înseamnă să ne reamintim câteva adevăruri preluate din capitolul 6 din Romani. În primul rând, noi știm ceva. N-avem voie să uităm că judecata păcatelor noastre a fost pronunțată și că pedeapsa a fost pe deplin plătită. Datoria noastră a fost absorbită, anulată de moartea Domnului Iisus. Asta învățăm din versetul 3. Apoi, din versetele de la 4 la 8, înțelegem că ne identificăm cu ceva. Când Hristos și-a dat viața și noi am murit. Când El a fost înviat din morți și tu ai fost înviat. Nu mai ești câtuși de puțin robul păcatului. Apoi, ții cont de faptul că ești mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu. Factorul păcat care odată te înrobea a fost eliminat din ecuație, a fost lăsat fără domeniu. Există două locuri pentru păcatul tău. Fie Iisus Hristos a plătit pentru fiecare din ele, pentru toate, adică când a murit pe cruce, fie tu le porți încă asupra ta și azi. Și atunci te așteaptă judecata. Dacă ești în Hristos, tu nu mai ai grija, nu mai resimți povara păcatelor tale. El a luat-o asupra Lui și s-a ocupat de ea. Contează pe asta. Uite de pentru asta în versetul 11 din Roman 6. Mai departe, sau finalmente, predă-te pe tine însuți cu totul lui Dumnezeu. Supune-te Lui. Vom avea necazuri dacă vom mai tot asculta vechile voci lăuntrice ale eului. În loc să cedați puțin câte puțin ceea ce Hristos a cucerit deja pentru voi în numele vostru, mai bine predați-vă cu totul lui Dumnezeu și spuneți-i: voi face doar ce vei vrea și îmi vei cere Tu, Doamne. Aceasta este metoda prin care Dumnezeu te schimbă și pe care o învățăm din Romani capitolul 6.